Grupul de activiști ai Asociației Dați-mi România Înapoi a organizat o pichetare a Palatului Administrativ din Galați pentru a semnala sprijinul față de televiziunile din grupul intact. Mitingul gălățenilor s-a dorit suprapus cu mitingul organizat în Piața Constituției ca o formă de solidaritate față de principiile presei libere recâștigate prin Revoluția din 1989. Membrii Asociației îndeamnă la vigilență civică față de presiunile exercitate de forțe antinaționale ce pot pune în pericol democrația și libertatea de exprimare. În decembrie 1989, după cum am scris și pe acest afiș, 1400 de oameni și-au vărsat sângele pentru ca noi astăzi să putem vorbi liber și după 26 de ani de la evenimentele care au avut loc atunci, nu ne putem exercita acest drept. De ce oare, mă întreb eu, ca român, ca gălățean, ca om, drepturile noastre sunt călcate în picioare? Vis-a-vis de acest act abuziv al autorităților de la București, care vor să evacueze în mod ilegal trustul media, alcătuit din 5 televiziuni, fără ca să aibă o bază legală, respectiv o hotărâre în care să evidențieze că ar trebui în mod legal să aibă loc o evacuare a lor, sunt încălcate mai multe drepturi. Eu, repet, ca cetățean, îmi dau seama, așa, fără să fiu jurist sau avocat, e număr 2-3 drepturi. Sunt călcate în picioare, încălcate dreptul la libera exprimare și dreptul la libera informare, deci respectiv articolul 30-31 din Constituția României. 2. 3. Dreptul la preemțiune. Ei, ca și chiriași acolo în clădirea în care își exercită activitatea, au, în primul rând, sunt avantajați, deci ar putea să închirieze de la noul proprietar, statul, deci să închirieze conform unui înțelegeri și unui contract restabilit între ambele părți, și sau dreptul de a putea cumpăra spațiul în care funcționează. Mă întreb eu, încă o dată mă întreb, oare acele 22 de adrese la care au fost expediate de acest trust autorităților statului, deci au rămas în timp de un an jumătate, au rămas fără răspuns. De ce oare? Cei de dedesubt și cine concură la treaba asta care s-a întâmplat, o să aflăm, dar mai târziu. E o diversiune mare, să urmărești ca să ne înghită, să ne facă să dispărem, să nu mai avem voie să vorbim, să nu mai avem voie să ieșim, să ne manifestăm. Nu știu. Și cred, poate că nu așa de rău ca acum. Mi se pare că nu așa ca cum s-a comuniștii cum au venit și totuși comuniștii au făcut ceva și au lăsat ceva la care ăștia s-au îmbogățit. Sunt convins, este mâna lui Băsescu, a agenturilor străini și vrea ca noi să dispărem după harta lumii. Nu mai avem dreptul nici la datini, nu mai avem dreptul la nimic. Deci nu mai e nici Drăgaică, nici 8 martie, nici 1 martie, Valentin Day, toate, și halăuri, și wow-uri. Acum, dacă nu or să mai fie informați, or să fie manipulați și mai mult și toată România o să fie manipulată, pentru că omul atâta timp cât nu știe ce se întâmplă, este ușor. Un popor needucat, un popor bolnav și un popor care nu are cultură și nu are pregătire, este cel mai ușor de manipulat. Cred că asta se dorește și de afară, se dorește și din interior. Iar Parlamentul, în mare măsură, guvernul tot, cred că sunt o mână de păpușari. Iar păpușarii sunt undeva afară.